Ceau, îmi place să mănânc aici. Astăzi o să merem să mâncăm cel mai scump burger din Chișinău. E la restaurantul Camora Burger. Burgerul se numește $100 burger, adică costă $100, adică ar veni undeva la 1700 de lei moldovenești sau cred că peste 400 de lei românești. No. Cam asta ar fi ideea și hai că avem un picuț de mers pe jos. Mă duc încolo, de fapt e pe aceeași stradă pe care am fost și atunci când am mâncat șaormele. Deci tot acolo se află, numai mă duc pe jos. Bun, merem pe aici, coborâm în jos, trecem dincolo strada și apoi merem încolo. Cam plouat azi noapte pe aici și am ui destul de întunecos. No, bun, am intrat pe strada fermecată, mai avem un picuț de mers. Uitați acolo, blocuri noi, construite. Aici sunt de-astea mai vechi un picuț. Ăsta e cartierul sau sectorul Râșcani, așa zice. Mă uit după ceva, schimb valutar, că ar trebui să schimb. Nu, e aici ceva centru comercial, zice. Hai să vedem aici. 4.30, ăsta e bun. Schimbați-mi, vă rog, moldoveniști. Bun, am schimbat 2 milioane, cum ar veni. Uitați aici aglomerație, ne? Bar la bar. Na, păi cred că aici, după colțul ăsta, ar trebui să fie. Aici e Linela. Uite-l-a aici. Camora Burger. Hai să vedem pe unde intrăm. Uitați-vă, meniul l-au numai pe telefon cum ar veni. Trebuie să scanezi un QR code acolo din colț. Și ăsta e burgerul. Ce, dar nu-mi dă și martini lângă. Îmi trebuie Pepsi. Sau cola. No, bun, am comandat burgerul, niște cartofi și ceva Pepsi. De fapt, au zis că trebuie să întrebe de burger dacă nu-l poate face sau nu. No, bun, burgerul o să dureze vreo 20-25 de minute. Mi-a adus cola cine. Au zis că mi-aduce și salată dacă vreau sau ceva pe lângă burger. Cred că să include în prețul burgerului. Dar am zis că nu-mi trebuie salată, că ce să fac cu salata. Și practic aștept să vină burgerul și poate mai-mi iau și un desert după aia. Nu vă supărați dacă vă fac o poză? Pentru că la noi se comandă foarte, foarte rar. Da. Poți să vă fac o poză? Da. Mulțumesc. Da. Vă aduc mănuși pentru burger? Da. Noi cu apa, cartofi, desert, care o să beriți, vă servim. Okay. O să chitam vă. Bine? Bun, bun. Mersi. Mă, bun, ăsta e burgerul, e cu icre, fiți atenți. Ai, și ceva, cred că fructe de mare, posibil creveți pe acolo, vedeți? Și aici sunt cartofii cu cașcaval și toate cele. Aici am mis mănușile, dar nu cred că le-ai folosit, că nu. Bun, hai să-l vedem cum e. Deci e mai mult un burger cu fructe de mare, cum ar veni. Decât cu carne de vită sau porc sau pui sau altceva. Bun, hai să-l băgăm. Da. Oricum, sfinirici, când a să mă ascult mare. Mă aduc și șampania aici. Hai să-l vedem. Destul de sărat. Să simt fructele de mare. Thank you.
Cartofii sunt normal cu mușghei și cașcaval. Hai să vi-l mai arăt. Măi, ce să zic? După gust, aș zice că e pe la medie. Amu, dacă vrei să-l mânci neapărat, îl mânci așa ca să te lauzi, dar mă îndoiesc că nu au burger mai buni la un preț mai mic, ca să zic așa. Burgerul e mai scump, care are ingrediente mai scumpe și cam asta e faza. La gust nu pot ce care, nu știu ce gust anume, să simt fructele astea de mare. Maioneză și din alea nu prea le simți, mai are niște castraveți verzi și cam asta e. Da, deci nu pot ce că e genul pe care l-aș mai comanda. Dar oricum o să comand mai de seară sau poate mâine un burger de vită de la ei. Hai să continuăm. După aceea o să iau un desert. Burgerul nu are, cum să zic, un gust anume. Cel mai puternic îi simți crevețele, cam astea. Și faptul că e un pic sărat. Ce desert doriți? Este cheesecake, este fondant de ciocolată, este desert șefului, merge din 3 feluri de lapte cu frișcă. Cheesecake? Cheesecake. Vă aduc mai târziu, da? Da, peste 5 minute, ok. Bine. Nu. Doamne ajută, pe burger. Mi-am satisfăcut curiozitatea și cam asta e. Hai că așteptăm desertul. Au venit și cheesecake-ul. Hai să-l băgăm. E cheesecake de ăsta normal, brânză dulce. Noi nu știu cât de complicat. L-am băgat, mi-am mai adus un Pepsi. Și hai că așteptăm nota de plată. Și total 395. Am prins ceva curs bun aici. No. Asta e ironic. No, bun, e cam atât a fost pe aici. Posibil să mai vin mâine sau să comand la ei să mănânc un burger de la normal, să văd cum e. Și atunci eu mă duc înspre casă. După câte ați văzut, tot a fost gratis pe lângă burger. Nu știu dacă a fost doar în cazul meu sau tot timpul e așa, dar desertul, sucul, cartofii, tot a intrat în prețul burgerului. Deși meniul era numai burgerul cu martiniola sau ce era. No, cam atât a fost, eu mă duc înspre casă și ne auzim mai de seară sau mâine. Bun, a venit seara și mă duc am aici în centru să mănânc ceva salată sau niște prăjituri astea, un local creme de la creme, parcă zice. Uitați-l aici. Ui, era prea plin acolo, mai era gol o masă de 6 persoane, dar probabil că nu mă bag acolo la 6 persoane, să merem aceea. Ce asta? Bisteca? Cam așa arată. Nu înțeleg nimic din meniul ăsta. Da, mi-am luat o capriciosa de asta mică. Da, mi-a ajuns și shake-ul și mi-a dus un meniu în română, deși nu l-am cerut, dar au văzut că vorbesc română și probabil s-o fi nimic. Ia uitați, au ajuns și pizza. Și că e restaurant italian ăsta, Carl Schmidt, zice. Hai să o băgăm să venim cum ăsta. Caldele au venit super repede, sub 10 minute. Am ieșit gol la restaurantul, nu zic. Nu, ce să zic. Pizza e relativ bună, acolo pe la medie. Ingredientele am unus de alea italiene sau ceva, dar mi-ai remâncat așa într-o seară. No, încă am băgat o tătă, dar fără margini ca să înjumătățesc numărul de calorii. Așa. Nu știu, poate mi-au ceva desert, hai că văd. N-aveau cheesecake și mi-am luat atunci o înghețată cu două toppinguri, ciocolată și nuci. A ajuns înghețata, aci și limonada. Mi-am luat înghețată că m-au apucat căldurile de la pizzaia. Era super caldă și tot am transpirat, deci că am băgat zeneca. Oh, deci toppingul e chiar cu nuci, nuci. Eu am crezut că e ceva sirop de ăla de nuci sau înghețată de nuci sau înghețată de ciocolată, dar e ceva ciocolată răzită. No, gata, am băgat-o. Nu a fost amul nu știu ce, dar o mărs, m-am răcorit. Uite să te înznută. Total 264. No, bune, hai că ne mai plimbăm un pic să ardem niște calorii. Și apoi ne auzim mâine dimineață. De fapt, mâine mai după masă. Perfect, atunci. Încă o nouă zi și azi comandăm acasă de la Camora Burger
Mi-am pus în coș un cheeseburger cu cartofi și cu un 7-Up. N-am mai băut 7-Up de, cred că, 2-3 ani de zile. Și ceva sos de usturoi și hai să plasăm comanda. Bun, eu ajuns. Hai să despachetăm. Până la urmă am uitat să-mi iau 7-Up, am uitat să-l bag în coș. Dar am eu acolo aici, deci ok. Și erbețel? Mănușile! Mănușile! Cam așa arată. No, bun, hai să-l bun. Hai să vedem sosul ăsta de maioneză. Cartofi îmi plac. Hai să începem cu burgeraș. Sosul ăsta parcă nu-i sărat, e... Nu știu, interesant. Cred că e prima oară când pun sare pe ceva pe clipurile mele. Nu știu dacă mai pus vreodată. Mai burgerul, e că îl prefer pe ăsta în locul ăla, fiindcă e și mult mai ieftin și cu carne de vită, dar mi se pare că e tot cam pe acolo, pe la medie. Hai că mai bag de el. Dar cartofi ăștia îmi plac cel mai mult. Genul de cartofi pe care aș mai băca. Deci da, burgerul e cam tot pe acolo. Bine, atunci cam atâta e. Și ne auzim mai de seară dacă mă duc să bag ceva până oraș. Na bun, e seara, am venit pe aici prin centru și vă arăt imediat când ne mâncăm acina. Uitați-vă ce mare e restaurantul ăsta. Și se numește La Plăcinte, zice. Hai să vedem. Bun, ia ce mi-a adus meniul, fiți atenți cât iese. Au o grămadă de feluri pe aici. Stați să vă arăt și restaurantul. Ma bun, mi-am luat o plăcintă cu cartofi, tocane de porc mamăligă și cujmă lugăluță. Bun, mi-a ajuns și plăcinta cu cartofi. Hai să vedem cum e. Caldă de număr. Măi, ce să zic, că e bună, e mai groasă decât alea din Oradea, dar mere cu o smântână și cu o brânză pe lemea așa rezultă pe deasupra. Uai. Uai, deci nică nu le-a dus tăchea aici pe masă. Nici n-am loc să mâncam. Asta e tocănița aia. Hai să vedem cum e tocănița asta, nu? Hop, mămăligă. Ok. Tocăniță. Ok, hai că m-am gustat în fiecare. Ăsta e mușghei aici. Brânza aia e brânza mai sărată, poate e de burduf. Aici e smântână. Ratută, mămăligă. Carnea asta e caldă de numă. Bun, hai să lungem așa, nu? Un picuț de din asta. Măi, am băgat aproape tot. Îmi place combinația asta de mămăligă cu brânză, cu smântână, cu ouă. Am și plătit deja 53 de lei, că au zis că trebuie să meargă acasă domnișoara, dar rămâne colega ospătară. Perfect! Hai că trecem aici la desert să vedem despre ce e vorba. Deci că-s ceva găluște de-astea cu vișini. Clăchiche, nu găluște, auzi. Am băgat una, că le bag și pe celelalte. Ui, no, bune, am băgat tătamul. Ce să zic, alunecat. Mi-am mai luat încă o limonadă. Deci am mâncat în clipul ăsta cu orice, că alunecat fără probleme și ne auzim data viitoare.